Însă, să vedem, doamnelor și domnilor, o primă reacție șoc din guvern. Mi se pare normal să fiu demis, a afirmat chiar ministrul Educației înaintea întâlnirii pe care Dragnea o are cu membrii cabinetului. Iată declarația. Mi se pare normal ca să se facă această evaluare și în urma evaluării să se ia decizia corespunzătoare. Dacă nu mi-am îndeplinit măsurile din programul de guvernare, să fiu demis, dacă le-am îndeplinit, să continui activitatea.